Workshopul organizat de Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș l-a avut ca invitat pe Sorin Pop, doctor în științe medicale și fizioterapeut. Acesta le-a vorbit studenților și absolvenților prezenți despre sindroamele posturale. Prin cadrul Asociației Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Arad s-a organizat un workshop cu numele de sindrome posturale cauze sau efecte pentru studenții mediciniști din cadrul facultății, specializarea balneofizio-kinetoterapie și recuperare medicală. Avem un invitat special din Oradea, fizioterapeut, doctorant Sorin Pop, care va susține acest eveniment și ne dorim cât mai mulți studenți să își dea interesul asupra asociației și asupra evenimentelor viitoare pe care o să le organizăm. E vorba de abordarea posturii, simptomele de postură, din punct de vedere clinic, funcțional, dar în primul rând din punct de vedere științific. Sunt foarte multe mituri care încă circulă în sistemul sanitar, din păcate, privind postura, ce înseamnă să stai drept, cum că ar fi un gest pe care nu putem controla voluntar, acel sfat al mamei, stai mai drept, care nu funcționează, de fapt, pentru că postura este reflexă. Deci noi putem face ceva să ducem în zona reflexă, nu în zona voluntară conștientă și nu prin receptorul auditiv, ci prin receptorul proprioceptiv, adică propriocepția care trebuie cu piciorul în special, vestibul. Deci cam asta este tema, o noutate, poate pentru mulți dintre ei sunt studenți, poate n-au apucat să intre în contact încă cu aceste cursuri și în funcție de preferințele lor vom mai organiza. Deci, am spus, ne ținem legătura și din când în când ne vom întâlni pentru aceste evenimente științifice, să zicem. Chiar dacă nu este înregistrat undeva într-o revistă sau într-un congres, dar noi îl numim pentru că avem bază științifică în materialul de curs. Ne bazăm pe studii. Sindromul de deficiență posturală. Atunci când postura este alterată de mai mulți factori. În primul rând, cei proprii, cei care țin de morfologia corpului, structuri alterate, pornind de la receptori, ochi, vestibul, picior și factori ambientali. Aici intră și sedentarismul, intră ergonomia, băncile, începând de la copiii care stau pe scaune neadecvate, adică au acele spătare înalte sau șezuta este prea mare, făcută pentru adulți, dar ei în clasa 2-a, 3-a stau pe scaune de adulți și automat apare o adaptare în sensul negativ, adică să stea în echilibru, fac o hipercifoză. Deci de toate aspectele ne vom ocupa, începând de la perioada de creștere, la primii pași, până la sindromele care apar la adult de postură, care se traduc cu durere de obicei. Și sindromul dureros apare mult mai târziu, mult mai târziu, chiar la distanță de câțiva ani de la instalarea problemei. Când apare o durere de coloană, durerea nu este o boală, este o manifestare a unor boli, a unui sindrom. Și de obicei, dacă n-a fost un traumatism acut, traumatism rutier, traumatism sportiv sau alte patologii metabolice, neoplazice, așa, sunt la distanță. Începutul lor este undeva în perioada de creștere, probabil, sau în viața sedentară. Cei care nu au avut o postură ideală, nu există, o postură cât de cât funcțională și s-a alterat pe parcurs, vedem de ce. Întâlnirea a fost găzduită de sala de kinetoterapie a campusului Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.